Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Începutul lunii iulie ne va duce o lună plină neobișnuită chiar luni în constelația Capricornului. Ea, spre deosebire de lunile pline obișnuite, va face pe cei mai mulți dintre reprezentanții semnelor pământești mai hotărâți, adunați emoțional, problemele de carieră, realizările, disciplina, Sistematizarea informației vor deveni deosebite de relevante. În această perioadă, caracterul practic începe să stăpânească lumea, iar emoțiile trec în fundal. Pentru oamenii care sunt hotărâți și curajoși, luna plină în Capricorn este un moment minunat pentru o schimbare în bine. Bazându-te pe perseverență, sârguință și asceză, poți realiza multe. Perioada este favorabilă schimbărilor structurale în afaceri și management, pentru inovații organizaționale, în sfera romantismului, vor prevala accentele către stabilitate și încredere, iar încrederea, sprijinul și opiniile comune asupra viitorului vor fi apreciate în special în parteneri. În perioada de lună plină, va fi deosebit de dificil pentru cei care sunt predispuși la frivolitate și nepăsare care nu se gândesc la ziua de mâine, nu își planifică viața, precum și cheltuielile. Sentimentul interior de singurătate poate crește, iar în schimb va apărea oarecare rigiditate emoțională și disconfort. Mercur va intra în sextil cu Neptun pe 7 iulie și trigonul ulterior cu Uranus va duce bune contacte de afaceri cu parteneri străini. Informații utile din interior și o intuiție sporită vă vor ajuta să găsiți modalități de ieșire din cele mai dificile situații. Întâlnirile cu oameni extraordinari și interesanți pot afecta grav viața și viziunea asupra lumii, iar noi idei sau sugestii pot fi așteptate de la prieteni. Trecerea examenelor și certificarea în această perioadă va avea un succes deosebit, iar problemele financiare, în cele mai multe cazuri, vor fi rezolvate rapid și eficient. Sfera romantică nu va fi o prioritate pentru majoritatea reprezentanților elementului aer, gemeni, balanță și vărsător, întrebările de interacțiune prietenoase și comunicare vor fi pe primul loc. Aceeași tendință va fi observată și la pești, scorpion și capricorni. Tranzitul continuă al lui Chiron în Zodia Berbec, formând un trigon cu lună neagră pe 4 iulie, va agrava tendințele conflictuale în rândul multor reprezentanței zodiilor berbec, bești, săgetători și taur, care vor fi sfâșiați între dorința de rigurozitate, activitate și dorința de a se ascunde, asta departe de evenimentele în curs. Tendința de a renunța înainte de a finaliza o sarcină poate apărea la gemeni, leu și fecioară, iar pericolul de a deveni victime ale furtului sau fraudei va fi deosebită de puternic la rac, balanță și pești. Quadratura următoare a lui Mercur cu Chiron pe 6 iulie va completa tendințele descrise cu dorința de a depăși ceea ce este general acceptat, dincolo de limitele gândirii umane. Pentru oamenii creativi, această perioadă va fi deosebită de inspirat atunci când există șansa de a crea ceva extraordinar, de a te exprima, de a câștiga popularitate și recunoaștere. În căutarea companiei din cauza dorinței puternice de a evita cu orice tre singurătatea vor fi gemeni, balanță și leu, aceștia din urmă pot fi chiar obsesivi în dorința lor de a găsi partenerul potrivit pentru ei înșiși. Sfârșitul săptămânii va duce o ascensiune de forță și energie reprezentanților elementului foc, berbec, leu și săgetător dintre care majoritatea vor prefera să-și petreacă weekendurile în excursii recreative, participând de la evenimente și petreceri amicale. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!